suntem săraci. Familia asta care o vedeți, asta e familia mea. Un bordei sărăcăcios din satul Pârvulă, județul Dâmbovița. Într-o singură cameră alături de părinții ei și alți doi frați, Rebecca își face temele la lumină unui felinar. Este în clasa a 7-a și, deși este un copil sărman, la școală învață foarte bine. Câte ore faci temele? O oră, jumătate de oră? Cât îți ia? Depinde cât când ne dă. În perioadele mai încărcate, așa, cu temele mai multe, cât îți ia? Păi cam o oră. Cam o oră stai. Da. Și o oră stai cu felinarul. Da. În sărmân. Pare ales. Ai grijă la mașină. Pa, sărmâna. Visează să ajungă într-o zi designer vestimentar. Desenează pe un caiet rochițele pe care ar vrea să le creeze, dar sărăcia în care trăiește o trezește rapid la realitate. Își imaginează hăinuțe frumoase, dar ea trebuie să plece la școală cu cizme rupte. Păi ca să ajungem ceva în viață. Așa te-a învățat mami tău de mică că trebuie să înveți? Și ce ai vrea tu să ajungi în viață? Păi mi-ar plăcea să un designer, un modeling. De Moș Nicolae și-a dorit un telefon și dulciuri. A găsit altceva în ghetuță. Mai multe dulciuri, un telefon. Un telefon. Și ce ți-a adus, Moș? Mi-a adus o prăjitură, o mandarină, fată. Surioara ei, Alexandra, știe de ce Moșul le-a adus numai o mandarină și o bomboană. Iar rostește cuvântul de care Rebecca parcă se teme. Sărăcie. Suntem săraci. Și înseamnă că nu avem nimic. Dar într-o zi nu va mai fi așa, îi spune Alexandra. Va învăța și când va crește va ajunge asistentă. Așa va câștiga bani mulți și își va ajuta părinții. Va munci și va avea o casă mare, așa cum a văzut la prietenele ei. Pe ea nu o vizitează nicio colegă, pentru că este rușine să le invite acasă. Vreau să mă fac doctoriță, asistentă. Asistentă? Da. Ce o să faci tu cu banii pe care o să-i câștigi? O să-i ajut pe mamă și pe tati. Cumpăr de mâncare. Singurul care nu știe ce este sărăcia este Rareș. El nici măcar nu a împlinit 2 anișori. Nu știe de ce mama și surioarele lui plâng și nici nu cunoaște chinul prin care trece tatălui pentru a le pune o pâine pe masă în fiecare zi. Lui Rareș, sărăcia nu i-a șters încă zâmbetul de pe chip. Știe ele sumare acum și realizează. Nu e posibilitate. Mare mocamele și curent dacă se putea. Asta era visul, să aveți o cameră și... Părinții lor au încercat să le facă un rost, dar în zadar. Tatăl lucrează cu ziua și trăiesc numai din alocații. Au încercat să-și construiască o cameră, dar nu au reușit să ridice până acum nici măcar un perete. Nu are de nimic ele ce să le oferă. Bă, cer? Cum să nu? Calculator, ba tati lumină, ba... Nu aveți curent electric? Nu, nu. De sărbători? De sărbători facem și noi așa. Cu ce avem? Tunsălă. Și sărbătorile sunt mai triste pentru această familie. Copiii visează la un brăduț, la dulciuri și hăinuță pe care să le găsească în dimineața de Crăciun. Mai iau rugămintea către Moș. Dacă este posibil, să aibă și ei curent, ca alți copii de vârsta lor și să nu mai învețe la lumina felinarului. Când îi aud, părinții lor nu-și pot stăpâni lacrimile, pentru că știu că nu le pot împlini nici măcar o dorință. Împreună însă îi putem ajuta, iar copiii să aibă și ei parte de un Crăciun fericit.